plictiseală. Adunui acasă. Cu cine ce mă joc? Mama, te joci cu mine! Dacă ne jucăm amândoi, cine o să facă treabă? Acuș vine Albert de la școală, cine o să facă mâncare? Nu este timp de joacă acum. Ce bine ar fi să am două mame. Una face treabă, a doua se joacă cu mine. Wow! Idee bună! Ce? Două mame? De unde ai apărut și tu aici? Două mame? Cruși de aici! Eu sunt gospodină în casa aceasta. Ernest, ce se întâmplă? Spune tu! Eu sunt mama ta, nu ea. Așa-i? Se ceartă. Cuși de aici, te alunzi de acasă. Eu sunt mama lui și gata. Ce să vorbești? Ernest, spune tu! Dorința noastră de împlinit! Gata, joc fotbal cu ele! Îmi dragă de mami! Afară e frig, nu asculta pe ea! Ascultă-mă pe mine! Toate spracă-te, mămică! Uite afară cât este de cald, nu asculta pe ea! Du-te așa, dacă vrei și în tricou, poți să te duci! Mama, poți să mă atrag în drum? Da, da, se poate! Se poate! Nu! Da, nu! Da, 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 du-te, nu te uita la ea! Nu mai înțeleg nimic! Ernest ne duce la magazin și eu conduc mai bine decât ea! Conduce ea mai bine! Tu auzi ce vorbește? Eu sunt cea mai bună mamă! Ba nu, eu sunt cea mai bună mamă! Așa, Ierni? Eu cel mai bine cunosc copilul, poți să-mi spui așa ceva. Eu mă bucuresc la magazin, dar mâncare să-mi spui. Eu vreau să mă duc la magazin și vă cumpăr eu, să-mi mănânce. Și vă cumpăr să mănânce ceva, ce-am să-mi și fructe. Eu cumpăr banană. Trebuie să mănânce ce vrei. Ernest! Ernest! Vino să-ți perdiți! Ernest, vino să mănânci! Ba nu, mai întâi îți perdiți! Nu, mai întâi mai întâi! Ernest, vino la mama! Vino, vino, vino! Facă treabă dacă terminăm.